Bine ai venit! Bine te-am găsit! Se apropie Crăciunul și Denis a fost foarte drăguț, deși încă e în toiul filmărilor și repetițiilor și multe treburi. A dat totul până aici la Grand Hotel ca să ne dea un interviu crăciunesc. Nu mai cu întrebări despre Crăciun, cu Crăciun. Abia aștept. Crăciun. Hai să vedem. Ne dați ori nu ne dați? Ne dați. Ne dați. Sarmale sau cârnați? Cârnați. Brad natural sau artificial, știu deja. Artificial. Artificial. Crăciun sau Revelion? E greu, Crăciun. Crăciun. Și aici știu deja, seara de ajun sau prima zi de Crăciun, dar o să e seara de ajun. Cozonac cu nucă sau cu rahat? Cozonac cu nucă. Colinde românești sau Christmas carols? Mai degrabă că Christmas carols. Christmas carols. Vin fiert sau ciocolată caldă? Vin fiert. Am băut, cred că, în copilărie, dar n-am vin, în general, nu consum bere deloc, alcool niciodată, dar vin fiert. Miros de măr cu scorțișoară sau miros de portocală? De portocală. Așa miroase Crăciunul? Nu știu. Nu, zi-mi cum miroase Crăciunul, că nu te-am întrebat. La mine, cum miroase Crăciunul? Cred că miroase a... Știi mirosul ăla de lumânări? Da. A lumânări miroase. Lumânări. Nu știu de ce. Așa sunt... Bunica punea foarte multe lumânări, era cu ocazia Crăciunului și nu mă refer la lumânările alea mici, parfumate. Decorative, parfumate. Da, da. A lumânări, nu știu. Lumânări. Da, știu, erau alea înalte și... Și a foarte plăcut, pentru că mergeam în seara de când venea Moș Crăciun și la bunicii mei. Da, normal, și mergeam și îi anunțam că a venit Moș Crăciun. Mergeam și traversam așa niște holuri și erau pline cu lumânări, cu șam, imaginea asta în cap. Cum mergeam să îi anunțăm pe bunici, uite, a venit Moș Crăciun, hai bunică, bunicule, hai deci să vedeți cine a adus Moș Crăciun. Deci pentru el sinestezia Crăciunului se produce odată cu mirosul de lumânări. Interesant. Da, da. Un răspuns pe care nu l-am mai primit. Sarmale foi de varză sau un foi de viță? Varză. Varză. Salată băf sau piftie? Băf. Un Crăciun în Laponia sau unul pe o plajă tropicală? Măcar o dată. Laponia. Laponia. Deci alege Laponia între astea. Da, bun. Înțeleg. Să-l cunoști pe Moș Crăciun sau să fii Moș Crăciun pentru o zi? Aș alege să fiu Moș Crăciun pentru o zi. Să fii Moș Crăciun. M-aș simți mai împlinit. Schi sau placă? N-am fost nici cu schiul, niciodată, nici cu placa. Eu am fost odată cu schiurile și aproape am murit. Așa că, nu, exagerez, cu dar... Cu placa tind să cred că e mai greu, dar e mai spectaculos, așa alege placa. Placa. Singura acasă, unu sau doi? Doi. Doi. All I want for Christmas is you sau Last Christmas? All I want for Christmas is you. Is you? Da. Cum e Crăciunul, roșu sau verde? E roșu pentru mine. Roșu. Zăpadă sau soare de Crăciun? Zăpadă toată că ziua. Dor de ea și nu mai astăzi? E de Crăciun. Marș toată ziua. Așa e, da. Zăpadă toată ziua. Pulover tematic de Crăciun sau pijamale tematice? Pulover tematic. Da? Și stai, te îmbraci? Îți pui pulover tematic? Da, și când eram copil, când eram de Crăciun, ne găteam așa. Serios? Și în seara de ajun veneam Moș Crăciun, deci trebuia să fie o altă. Și cum erau puloverele în copilărie? Nu erau atât de frumoase cum sunt acum, că le găsim pe toate drumurile și în toate magazinele, și diverse și frumoase, de... dar... încercam să găsesc ceva, nu știu, ceva cu alb, ceva cu roșu, roșu ceva cu blămaren, îmi plăcea foarte mult. Dar și primeai de Crăciun și le purtai blămaren anul următor sau zic le primeai în general de Crăciun, pulovările nu astea? Primeam nu neapărat, dar le aveam cumpărate. Da, da, da. Și luam pe el mai frumos, puneam deci acolo. Te îmbrăcai special da, în ceva de Crăciun? Da, câteva culori. Blămarin era una dintre ele, roșu, alb, dar albul e la fel, eram foarte pretențios. Dacă îl iau, dacă mă pun moșul dacă... și mă mulberește da, sau dacă dai pe tine sarmale sau... Sau dacă, da, Doamne, mă certam ulterior. Nu, nu. Dar da, mă găteam, era o zi importantă. Bătaie cu bulgări sau îngeraș în zăpadă? Am făcut și una și alta, bătaie cu bulgări, aleg totuși. Bulgări. Mănuși sau fular? Care sunt mai importante? Fularul. 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 Soba din casa bunicilor sau șemineu? Soba din casa bunicilor, garantat. Garantat.